am setat detaliile de bază ale clinicii, putem să încercăm să adăugăm ce servicii oferă clinica noastră. Pentru a face acest lucru, intrăm în meniul administrativ, la profil clinică, selectăm servicii și apoi putem să căutăm direct de aici serviciul dorit, de exemplu endoscopie, îl selectăm și îl adăugăm. Sau putem să vizualizăm toate serviciile disponibile de aici și să bifăm toate serviciile pe care le oferă și clinica noastră. După ce am terminat de adăugat serviciile, putem să setăm exact cât timp alocăm pentru fiecare serviciu din clinica noastră. De exemplu, pentru o consultație generală, să zicem că alocăm 20 de minute, el va ști exact cât timp să blocheze din calendar atunci când facem o programare pentru o consultație generală. Foarte important, dacă nu vrem să apară anumite servicii în calendarul public, adică să nu le oferim proprietarilor posibilitatea de a vedea acel serviciu și de așa ce o programare, putem oricând să le ascundem din calendarul public apăsând pe acest buton. Serviciul nu dispare de tot, ci este valabil oricând pentru echipa din clinică.